La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 au fost prezenți peste 4600 de candidați. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat din promoția curentă de la Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, sub comisia Centrului de Examen Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, care avea asupra sa telefonul mobil. Candidatul nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Miercuri 22 iunie a avut loc proba la alegerea profilului și specializării, iar joi 23 iunie va avea loc proba la limba și literatura maternă.